iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor drepmăritorilor creștini, din această de Dumnezeu păzită și binecuvântată eparhie, har, milă și pace de la Înduratul Dumnezeu, iar de la noi, părintească dragoste. Iubiți fii și surori întru Hristos, nașterea Domnului nu este doar un eveniment pe care de 20 de veacuri îl comemorăm în biserică folosind cântări specifice, ci este mai ales un act unic, irepetabil, pe care îl trăim în mod plenar și aievea în însăși ziua praznicului. Evenimentul Mântuitor nu doar a fost, ci este, se întâmplă astăzi, aici, în fața noastră, iar noi suntem martorii lui oculari. Hristos nu se naște pentru ca omul să celebreze simbolic în zgomotul mercantil și consumist al sărbătorii un mit uitat de istorie, ci pentru a ne asuma și reînnoi ființa și pentru a ne dărui înfierea. Nu putem aștepta Crăciunul bucurându-ne în mijlocul meselor bogate alături de cei dragi și uitând de Hristos, oaspetele divin, care, ca și acum 2000 de ani, se naște astfel singur într-o lume indiferentă, neștiut de oameni, pentru care suferă răstignire. Doar ritmul liturgic al existenței îl poate așeza pe om în demnitatea originară de partener al comuniunii interpersonale cu Dumnezeu și îi poate reda dimensiunea sacra existenței, singurul cadru firesc al supraviețuirii umane. Golirea sărbătorii de conținutul ei religios este forma secularizantă de înțelegere a vieții fără dimensiunea ei divină, eșuarea într-un ritualism sec ce nu mai reușește mijlocirea lucrării harice în om. Hristos se naște în biserică pentru ca și noi să renaștem gustând din El. Iubiți credincioși, România ultimilor săptămâni a trecut prin schimbări majore ce ne descoperă o realitate pe care unii dintre noi au ignorat-o, iar alții au uitat-o. Solidaritatea zecilor de mii de tineri cu cei aflați în suferință și entuziasmul născut din speranța regăsirii umanității din om ne-a determinat să ne reafirmăm credința în idealurile acestui neam atât de greu încercat în istoria sa milenară. Prezența tinerilor în stradă m-a făcut să mă gândesc la nașterea unei Românii mai bune, creștine și tolerante deodată. Anul acesta, la împlinirea a 26 de ani de la mișcările social-politice din decembrie 1989, pentru prima dată, tinerii acestei țări și-au exprimat cu autoritate dorința de a trăi într-o Românie demnă de jertfa înaintașilor, într-o Românie care să redevine grădina Maicii Domnului și, de ce nu, un Betleem al renașterii creștinătății noastre apostolice. La temelia acestei mărețe catedrale a unei Românii mai bune și mai drepte, stă jertfa trupurilor mistuite ale celor ce prea devreme și-au frânt zborul tinereții. De altfel, de-a lungul istoriei, România a fost un permanent altar de jertfă pe care au fost mistuite trupurile neprihănite ale fiilor ei. Nădăjduim că această jertfă născută din neliniști și neîmpliniri să fie mistuită de focul iubirii lui Dumnezeu, care sperăm să-și reverse prea plinul bunătății sale peste neamul acesta și să renască în inima acestei țări binecuvântate. Tinerii noștri cer schimbare și au dreptate. Și Hristos a cerut același lucru la plinirea vremii. Dar dacă cel care cere nu se schimbă el însuși din interior, nu are dreptul și nu poate cere altora să o facă.
Hristos a smerit pe sine pentru a ne înălța pe noi. Iisus, de exemplu, pentru a schimba fața lumii, nu a pus în aplicare dictonul elenistic antic, cunoaște-te pe tine însuți, ci a zis, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, îndemnând astfel la schimbarea sau răsucirea minții în sus către lumină. Tinerii au cerut libertate, dar unde poți fi mai liber decât în adevărul revelat de Hristos? El este calea, adevărul și viața, iar fără El nu putem face nimic. Cum să fii liber când ești încătușat de atâtea fără de legi? Fără Hristos, orice libertate devine libertinaj. Numai libertatea responsabilă aduce echilibru ființial și o nouă ordine social-economică. Ar fi greșit să credem că toți tinerii sunt împotriva bisericii, dar și că tinerii care se manifestă zgomotos reprezintă totodată tinerimea română. Noi avem foarte multe activități cu tinerii care participă la viața liturgică a bisericii și la activitățile ei culturale și caritabile, care se dezic de anumite preocupări ale celor care aleg alte forme de a-și consuma energia și potențialul creator străin de aspirațiile bisericii. Aceasta nu presupune că problematica lor nu există, ci dimpotrivă. Putem spune că ea a devenit prioritară. Biserica nu rămâne insensibilă și neprezentă în ascultarea frământărilor tinerilor și găsirea de soluții adecvate. Tocmai de aceea este nevoie de dialog. Hristos este ultimul cuvânt al Tatălui care intră în dialog cu lumea. Să comunicăm prin El și cu El, mai ales că tinerii au acces la atâtea mijloace de informare, dar evident și de dezinformare. N-ajungi la cuminecare fără comunicare eficientă și trăind în comunitate. Nici prin propagandă nu poți ajunge la aceasta. Însă tinerii nu trebuie să uită că exuberanța, idealismul și râvna specifice vârstei sunt deopotrivă șanse și provocări. Reușita dialogului cu Hristos prin biserică presupune pentru ambele părți disponibilitate, deschidere și mai ales lepădare de sine. Recunoaștem și faptul că este greu ca tinerii să dialogueze cu oamenii bisericii, fie că se ignoră reciproc, fie că nu găsesc punctul care să declanșeze dialogul constructiv. Este greu să discuți cu un tânăr cu idei împrumutate, prefabricate sau preconcepute, dar de ce să nu recunoaștem și cu un om al bisericii închis într-un tradiționalism intolerant? Biserica este gata oricând și oriunde să se pună în slujba oamenilor și să se implice atât cât este rolul ei și cât îi se permite la soluționarea problemelor lor. Biserica, asemenea lui Hristos, capul ei, se organizează instituțional în lume ca să slujească și să folosească omului căzut și nu ca să îi se slujească. Iubiți fii și fiice duhovnicești, vă reamintim că anul acesta a fost dedicat prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Române, misiunii parohiei și mănăstirii și, de asemenea, comemorării Sfântului Ioan Gură de Aur și marilor păstori de suflete din eparhii. Cu acest prilej, în eparhia noastră a Romanului și a Bacăului, s-au desfășurat multiple activități culturale, religioase și pastoral-misionare în care au fost implicați cleri și credincioși deopotrivă. Prin intermediul acestora au fost evidențiate colaborarea dintre mănăstire și parohie, caracterul misionar al prezenței preotului în comunitatea încredințată spre păstorire, rolul paternității duhovnicești, a fost popularizată activitatea marilor personalități ale vieții spirituale românești. La acest final de an, vă facem cunoscut că anul 2016
este dedicat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, educației religioase și a tineretului creștin ortodox, Sfântul Martir Antimi Vireanu și tipografilor bisericești. Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun și de Anul Nou, dorim tuturor fiilor și fiicelor duhovnicești a eparhiei noastre sănătate, pace și bucurii duhovnicești. Crăciun binecuvântat, Anul Nou 2016, la mulți ani!